această zonă euro. Acum, intru înapoi în cutiuța mea, Ministerul Muncii, și eu să vă adresez două lucruri legate de gândirea pe această zonă legată de muncă. Capitalul uman în acest moment, în România, și eu să îndrăznesc să spun locul acesta și poate avem o dezbatere cu colegii, da? Eu consider capitalul uman este marele pariu al României pe viitor și nu partea de finanțare. Și aici este o teză, bineînțeles, care vă poate suscita interesul sau considerați că este sau nu adevărată. Sunt reprezentanți ai băncilor care se vor uita cu mirare, poate, dar cred că cu toții ne dăm seama că totdeauna capital se va găsi pentru proiecte bune, dar pe termen mediu, bariera pe care o vedem în acest moment este de calitatea oamenilor, talentul pe care îl atragem și cantitatea oamenii pe care îi găsim ca să lucreze.